Lucrările la sala de sport a școlii numărul 10 din Burdujeni se desfășoară într-un ritm accelerat, iar speranțele că aceasta va fi dată în funcțiune până la începerea anului școlar 2023-2024 cresc. Potrivit primarului Ioan Lungu, deja s-a turnat prima placă de beton și se lucrează la partea de armături metalice și cofraje. Lucrările au început la mijlocul lunii februarie, iar termenul de realizare este de 15 luni. Sala de sport are o suprafață de 687 de metri pătrați și este dotată cu echipamente și utilaje moderne pentru diferite activități sportive, precum basket, volei, fotbal, tenis de masă, dar și alte jocuri și exerciții. În plus, sala este prevăzută cu vestiare și alte facilități pentru confortul utilizatorilor. Valoarea lucrărilor este de 1 milion de euro, urmând a fi suportate din veniturile proprii ale primăriei Suceava. Construcția acestei săli de sport este o realizare importantă pentru comunitatea din Burdujeni și reprezintă o investiție în sănătatea și bunăstarea locuitorilor și elevilor din zonă.